prin certificat, deci prin certificatul de urbanism, vi se solicită anumite avize, plus proiect, plus expertize. Da? Deci, proiectantul, cel care va realiza și va constata maniera în care e făcut împreună cu experții care colaborează, constată că e bun, e din... merge mai departe. Eu v-am spus că, există o procedură. Restul mai departe de aici e treaba proprietarilor. E treaba proprietarilor. Și până la urmă e ceea ce v-am spus și, cu ocazia altor conferințe. E și răspunderea proprietarilor. Eu am întâlnit o asociație de proprietari care a fost dată în judecată de o firmă de asigurări. Sigur, o mașină avea casco, firma a acționat în regres, asociația de proprietari este acum bună de plată.